vrea să încep prin a-mi cere scuze că am venit în fața dumneavoastră... Îmbrăcat. Așa. Da. Dar am o scuză. Am o scuză, am 38 de ani, sunt căsătorit, sufăr de o boală, nu mai îmi pasă cum mă îmbrac. Nu știu dacă mai avem bărbați care au boala asta în platou sau poate acasă. E... Eu n-am știut că sufăr de boala asta. Soția mea mi-a pus diagnosticul acum câteva luni, când a intrat în casă și mi-a spus: trebuie să mergem să-ți luăm niște haine, eu nu mai pot să ies cu tine așa în oraș. Și am zis: cum adică? Ci voi ai două perechi de pantaloni și una ți s-a rupt între picioare. E adevărat, s-a rupt, dar e gaura mică. Dacă stau cu picioarele apropiate, nu se vede că-ți rupți. Într-adevăr, ajung mai greu unde am treabă. Dar p***ților, i-am de 6 ani. Nu aruncăm pantaloni după 6 ani pe fereastră. Responsabilitate. Ne-am mutat într-un apartament nou, bă, și are un dressing așa că tot peretele și împărțit pe jumătate dressingul lui, adică al meu, și dressingul ei. Și în dressing, după ce mi-am pus hainele în dressingul meu, a rămas mult spațiu. Dar m-am bucurat. Am zis: bă, ai și tu o perspectivă de viitor, poți să-ți dezvolți garderoba. După 3 luni, am realizat că hainele unei femei sunt ca un cancer cu metastază, se extind în casă. Că de unde aveam eu spațiu și perspectivă la mine în dressing, eu înainte, dacă vreau să-mi iau o pereche de chiloți, să-i spunem generic perechea de chiloți, păi eu băgam mâna, luam perechea de chiloți. Creierul meu se ducea instinctiv către ea. Acum, ca să găsesc pereche de chiloți, trebuie să fac slalom printre dresuri, rochiții, sutiene. De multe ori nici nu mai caut, iau o pereche de ei și am plecat. E mai ușor. Acum... O parte au râs că au înțeles gluma, o parte au râs că au încercat măcar o dată în viață chestia asta. Că ai așa râca aia, bă, dar eu nu merit dantelă pe c***ul meu de bărbat. Și după aia îți dai seama, chilotul feminin, deci e un paradox acolo, că deși e făcut dintr-un material mai catifelat, te și jenează că ți intră un pic în c***. Că e făcut după chipul și asemănarea femeii, gingaș, dar să te deranjeze un pic. Mi-a zis soția mea: să facem curat la haine cu 2 săptămâni, și a zis: nu vrei să faci tu la letale și eu să nu? Și mi-a zis: nu, măcar rearanjează-le. Și asta am făcut, le-am rearanjat, le-am mutat de pe un sertar pe altul. Și am avut o surpriză, am găsit un articol de vestimentație de care uitasem. Și zic articol de vestimentație că n-am știut ce e inițial. Nu știu dacă ați găsit prin dulap din astea, de nu mai arată haine, arată moaște de haine. E materialul la scofărcit, deshidratat, de trebuie să-l scuturi să vezi ce e. L-am scuturat, ești plover, du-te dracu. Mi-a zis: nu-l arunci? Zic: cum să-l arunc? E ca nou, abia l-am găsit. E ăsta, de a veni la voi în seara asta. Așa m-am bucurat cu el. Aplauze pentru pullover. Și îmi cer scuze că nici nu am hainele călcate. Știu că sunt femei care au problema asta. Se uită. Am avut o doamnă la un spectacol, mi-a zis: dacă aveam fier la mine aici, te călcam. Cum te simți? Totul e bine? Mă simt foarte bine, da. Sunt reguli foarte simple. Băieții câte unul vin la Ioana și spun compliment sau glumă. După 4-le tu spui unul care nu trece mai departe. Și pe urmă încă unul, și pe urmă încă unul. Și rămâne numai unul cu care tu te duci mai departe. Nu știu unde vrei. Unde? Alegi singură. Haideți sub aplauzele voastre să întâmpinăm pe primul pe caper, Alexandru Ghețan. Ia. Ioana, salut. Bună. Nu știu dacă cunoști, dar în București există o stradă în cinstea mea. Alexandru cel Bun în sex. Încă una. Ai încă una. Asta nu e nicălziu. Da, azi ias. Motonaș. Trandafirii sunt roșii, mare albastră. Eu vreau ca limba ta să fie limba noastră. Ok, dublu sens. Mai bine. Da. Îmi mai dă una. Mulțumesc, Alexandru Ghețan, aplauze pentru dânsul. Mai departe, Marin Madan. Ioana, salut. Bun. Tu, desigur că nu semeni cu șeful meu, dar eu cu mare drag să-aș linge fundul. Te-ai scos, Ioano. S-a dus direct. Marin, încearcă mai drăgălașă ceva. Mai drăgălașă, da? Ioana, uite, eu am o busolă specială. Ea arată nord, sud, vest și de best. Da. Așa merge? Așa merge. Lux, Marin Madan, aplauze pentru Marin Madan. Vlad Slusarenko. Ia uite-l, rup.
Iată. Ah, salut, Ioana. Bun, ești mic de mine, să știi. Da. Oh, te strânge, te strânge. I-a dat avânt. Nu mi-e bun nici de pușa. Sex noi o să avem numai după nuntă, așa că nuntă eu am avut, am plecat. Nuntă? Am față de nevastă. Cătălin. Excelent. Ai, Bordea, că te lipești în seara asta. Excelent. Baba are gusturi. Are gusturi. Și miopie. Și miopie. Cătălin. Cătălin. Nu știu de ce i s-a pus pata pe mine, sincer. Chiar nu știu. Aici, mama. Ai. Licia și Bordea. Foarte fain, da. Foarte fain. Mamă, și cum a cântat cu capul jos la două piane, ești nebun la cap? Dacă poți să cânt la un pian agățat în tavan? Da, cu capul jos. N-am încercat. Deși e ciudat că n-am încercat, că aș avea acasă de ce să mă agăț. Aș putea să încerc. Excelent, excelent. Yes. Ce fain e. Ador căliată. Oh. Cătălin, du-te pe scenă. Mă duc. Can I hug you, Licia? Can I hug you? Nu, că moare! O să o îmbrățișez și să o pup. Merită, e super. Ce frumos! Thank you very much, Licia. Thank you very much. Ce? Bordea s-a combinat. Ai pierdut scena. Noul cuplu. I will go there, but I'm still here in your heart. Yes, heart. Ce facem, mă, cu el? Că nu știe să răspundă la flirt. E puțin cu ceacrele încuiate. Buenas noches, cómo estás? Muy bien. Adică să trăiți, să rămână, ce faceți? M-am apucat de spaniolă de curând, voiam să vă spun treaba asta. Vrea și el în America Express. Și de citit, am început să citesc și mi-am dat seama că e greșit să fac treaba asta. Mi-am dat seama că e destul de prost de felul meu. Mi-a știut mama o vorbă când era mică, cel mai bine să fii cel mai prost dintre proști decât cel mai dești. Muy, 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 muy bien. Exactamente, senior. În orice caz, am citit de curând pe TikTok ceva. Am văzut, era un băiat, Elon Musk îl chema, și vorbea despre calculatoare și cum și noi suntem într-o simulare dacă noi am reușit să facem un joc ca GTA sau ca Sim, știi? Și mi-am dat seama că are dreptate. De ce? Mi-am format argumentele mele. 1. Voi ați văzut că toate babele de la țară arată la fel? Pe diferite fonturi și culori? 2. Ce are fiecare? Telefon. Ce are telefonul? Cartelă. Ce are cartela? Cum se numește? Sim. Ulare. Sim de la simulare și ulare de la... mă rog. 3. Suntem programați de mici. Mi-am dat seama că trăim într-un Matrix, gen. Mi-am dat eu seama de treaba asta.
Și cum mi-am dat seama? Cum face câinele? Ham, ham. Cum face pisica? Miau, miau. Cum fac păsările? Chip, chirip. Chip, chirip. Cum se zice în engleză la odihnească se împace? Rip. Chip și... Bă! Bă! Mai n-am înțeles de mind-blowing! O să-mi fac o teză de doctora pe asta. Dar până atunci credeți în chakre, în energii? În Charcane. Chichichan? Da. Charcane. În Charcane. Da. Am înțeles. Vreau să vă spun că am fost blestemat de curând. Cred eu chestia asta foarte tare. Aprilie 2022. Miracol de Paște, am ieșit cu o fată, nu era soră mea. O să zicem Alexandra, pentru că așa o chema. Și voi să ziceți, mamă, ce nume generic, sigur e soră ta. Nu, pentru că pe soră mea o cheamă altfel. Am ajuns la ea și 17 colțuri ale camerei, vă jur, ametiste, coarțe, tranzistoare de Dacia 1310, avea pe toate, fratele meu. A scos o chestie, a zis, hai să te curăț de energie. A scos o chestie care se numește Paolo Santo, știi? Palo Santo, știi mai bine, eu am fost acolo, mulțumesc frumos. Deci a scos o chestie Palo Santo și a zis să mă curețe de energie. Ieșea fum din treaba asta și mi-a venit rău. Și am spus, te rog eu frumos, vorbește-mi despre niece, despre shopping hour, despre toate astea, dar nu mai da cu asta. În secunda următoare a scos din peștera muierilor din spate, dita mai bucata de salvie. Uite, atâta era. Mi-a dat cu treaba asta, eu am leșinat și m-a dat afară. Ce vreau să vă spun? Am 25 de ani, curăț, spăl, gătesc, caut o femeie ieșită din Matrix, dacă se poate, să mă întrețină. Eu sunt embarasada cu tu, Hermano. Eu am fost Teodora Bagiu, mulțumesc frumos! Piesa asta fac eu stretching. Da, chiar pe asta. Chiar pe asta. Aș vrea să facem câteva exerciții de yoga astăzi. Te rog frumos să treci pe salteluță, că ai întârziat. Te-am văzut. Te rog să treci, uite aici, asta e salteluța ta. Haide, haide. Ușor, încetişor. De ce ai întârziat astăzi, iarăși? Chiar a doua oară. Și tu să treci, nu acolo, pe salteluță aici. Așa, ușor. Vă așezați în funduleț pe salteluță. Să revenim. Yoga te calmează. Calma la yoga și pe Laurențu, că nu mai vreau să știi de el. Bun! Inspirăm. Expirăm. Ce poziția lotusă. Bun, să facem câteva exerciții relativ simple. Zicea că sunt cam grasă și că ar trebui să slăbesc. Sunt eu grasă? Vreau și eu o părere. Sunt grasă? Absolut deloc. Sunt grasă? Nu ești, nu ești gras, nu ești. Bun, să începem cu poziția scaunului. Poziția scaunului. Nu este o poziție făcută pe un scaun. Poziția scaunului este ca și când ai sta pe un scaun. S-a înțeles? Da. De. Exemplific. Pe scaun de bar. Scaun. L-am cunoscut anul trecut. Era un băiat așa de politicos. Mi-a arătat-o în trei pași. Întâi mi-a aranjat frumos scaunul la restaurant, după care mi-a întins nota să plătesc și după ce a rămas noaptea la mine, mi-a zis că e însurat. Bine, de atunci ești el în poziția scaunului și sper foarte mult să nu-l deranjeze prea mult rotilele. Bun, inspirăm, expirăm, inspirăm și schimbăm poziția, poziția copacului. Toată lumea stă în poziția copacului, în picioare, în poziție verticală, cu brațele pe lângă corp. Am spus să stai drept, dragă. Drept cu brațele pe lângă corp. Ridicăm un picior și trecem pe celălalt picior. Cu mâna ne apucăm glezna și o ridicăm pe partea. Mulțumesc frumos. No. Ne ridicăm piciorul pe piciorul care stă în picioare. Stai acolo, stai acolo. Stai. M-ai invitat să vedem natura pe Valea Prahovei. În seara asta vreau să fac o seară specială, să vorbesc despre o chestie despre care nu vorbesc oamenii, probabil de teamă, despre hateri. Cred că fiecare din noi avem hateri, dar ei sunt cumva ca mașinile, așa. Un rău necesar. De ce? Pentru că haterii cumva mută masele în România. Cum mută ei masele, de fapt? Nu știu, dacă ați văzut Time Building?
Sau Romina, viața mea. Time building. Tot timpul lui. Și am zis, bă, poate o fi ceva bine aici, că altfel de ce intra așa, adică de ce? Na. Și părea genul de om la care nu te aștept să facă ceva, dar sigur are o chestie, dar are o chestie miștoasă, schițibucă de aia, ne ceva, iese creierea, ceva, da. Fii atent, da. Fii atent. Deci, astea sunt două filme care sunt cele mai hate-uite în ultima perioadă. Și cum îți dai seama? Asta începe de la casa de bilete. Te duci la Time Building, nu găsești nachos, nu găsești popcorn, nu găsești suc. De ce? Pentru că corporatiști. Și am început să ne zică niște chestii despre filme, despre time building. Am crezut că a greșit prima dată, că nu a ieșit omul. Am încercat să-l corectăm, dar nu ne-a ascultat. Și de acolo s-a dus, nu știu, ca Bitcoin-ul, nu știu care să mă rămân, s-a dus direct. Eu până a vedea filmul, am crezut că corporatist e o jurătură pentru noi, ăștia grași. Adică, băi, corporatistule, ceva de genul. De când la Romina, viața mea, când te duci acolo, din plin găsești nachos, din plin găsești popcorn, suc, tot ce vrei. În schimb, nu mai găsești semințe de cumpărat pe o rază de un kilometru în jurul cinematografului. Pentru că haterii își fac treaba. La Romina, viața mea, treaba e simplă. Toată lumea zice că, bă, că e un film cu manele, cu nu știu ce. Vă spun eu că am fost la el și nu e adevărat. La început sunt reclame, dar nu una, două. Deci sunt. Și am mâncat popcorn, am mâncat nachos, am mâncat tot ce s-a putut mânca. Și am zis, Dana, ies puțin să mă duc la baie. Că du-te repede, poate începe filmul. Când am venit înapoi, m-am dus repede. Când am venit înapoi, nu mai era nimeni în sală. M-a așteptat soția cu geaca pe mână, că filmul s-a terminat foarte bine. S-a reușit. Time building e genul de film care nu e obligatoriu. Time building e genul de film care e foarte lejer ca film. El n-are scenariu în primul rând, probabil a fost scris pe genunchi. Acolo regizorul îți pune motor și toată lumea face ce vrea. Cred că jumătate din buget, de fapt, s-a dus pe alcoolul care s-a consumat în filmul respectiv. Mi-am adus aminte de o chestie din copilărie, știți că la un an se pune pe tavă tot felul de chestii. Și eu când aveam un an, toată lumea a pus, a venit familia în jur, am tras, era o sticluță de spirit, așa mică. Și bunica o sări repede în picioare, ci că o să avem un medic în familie. Și la 5 ani, mulțumesc, la 5 ani ascundea damingeana din vin de mine. Nu s-a întâmplat bine ce s-a întâmplat. A few minutes later. Și noi grămadă, eu m-am dus primul în față, pentru că am și o leacă de rău de mașină. Vine o stewardess și îi spune, vă rog să vă așezați, că trebuie să decolăm. N-am avut răbdare să ascult ce a spus de când a ajuns la decolarea avionului. Mi-am pus căști imaginare și am zis, no way, nu pot să mă duc în povestea asta, adică nu pot. Și ăla îi spune, că lăsa să stea o bătrână cineva aici, o femeie cu copil, că eu și așa cobor la prima. Doamne ferește! Bă, vampir energetic! Deci este singurul număr din sezonul ăsta în care mi-a venit să țip, mi-a venit să fug, să intru pe scenă, să-l iau de umeri, să-l zgâlții, să fac ceva, orice. 5 minutes later. Și eu eram ceva de genul, nu, șef, nu servim nimic, șef, nu servim nimic. Știi cum e, mă? Când te duci acasă la ai tăi, în Moldova, și un unchi care, când timp ce tu mănânci, faci o conversație la masă. Și nu poți povestește să lucruri. Și nu poți să nu-l asculti. Și că e urât. Tu mănânci, adică nu te deranjează. Și pentru sfârșit, vreau să adresez așa o urare, direct din film venită din Time Building, pentru toți cei care urăsc artiștii din România și mai ales pentru cei care judecă tot ce-i românești. Kind reminder. Cine e Gică Gavrilă pentru ele? Ok, să mă dau într-o parte. Dă-te foarte într-o parte. Aici. Să auzim. Păi, după părerea mea, este cel mai perfect bărbat, după cum se vede. Are talente multifuncționale. Știe să gătească pe lângă toate lucrurile de casă pe care le face. Este un coreograf excepțional, după cum ați observat. Este un bun înotător. Înotător. Da, da, mă, că a notat în ciocolată. Vedeți că Eu cred că tu nu ești sinceră. Un bun pictor.
Gica, ești în pericol. A pictat cu părul. Chiar puteți să observați și voi. Prea frumos, aia era dubios, că vorbeau prea frumos. Se temeau acolo, era spaimă, da. Păreau că au fost scoase din beci azi, da. Știi? Da. De la una, parcă pe buze zicea... Nu știu. Gica, tu pentru mine, în momentul ăsta, ai putea să fii Gica de la Bruxelles sau Gica din Dubai? Gen mai bine Gica din Londra, Marea Britanie. De ce Londra? Pentru că acolo trăiesc, acolo îmi desfășor activitatea, aici doar în holiday. Povestește-mi mai mult. Ce faci în Londra? N-a zis omul de-a trecută că injectează pui? Tot același job am, domnul Cătălin. Tot aceiași pui injectezi? Yes. Nu, nu aceiași pui. Pui? Injectează pui. Da. Nu aceiași pui. Pui. Alții. Curci multe alți cocoșuri. Curci curcani, curci pui. Injectezi păsări? Da. La cerere sau te duci? Măi, nu, ăla din fabrică. La fabrică nu e la cerere, e muncă. Chiar injectează pui, man. Jesus Christ. Adică bagă steroizi în pui să se facă... Nu, mă, antibiotice, mă, cred că bagă. Sau... De unde ce, umflă pui? Da. Ok. Steroizi. Și el de ce nu-și bagă și el? Da, chiar. Ce s-a schimbat la tine? Că te văd schimbat cumva. Ești, ești pe altă direcție. Să vorbim... Nu, domnul Cătălin, să vorbim... Bărbat. Nu, păi sunt, dar având în vedere că trebuie să înțeleagă și colegii mei din Marea Britanie, trebuie să vorbesc într-o altă limbă. Today and the lady have too much show TV. Sorry, you understand? Can you repeat? We good. We good, we... Thanks. Yes. We. Thanks, Mr. Delia. Mr. Delia. Mr. Delia. Vadim Tudor se ridică dintre cei ce au fost și ajunge aici în chip de ce o să fiu. Mulțumesc audienței. Mulțumesc și producției și regiei pentru acest cântec superb. Divin, aș spune. Drum bun se cheamă, este un marș, un cântec militar românesc cântat de, compus de Ștefan Nostievici. Ștefan Nostievici, 1833-1869. Pe versurile lui Vasile Alexandri, 1821-1890. Mulțumesc. De foarte mult timp am văzut că tot soi de actorași îl parodiază pe Vadim Tudor. Pitică nenorocită, șomoldoacu, escroacu și așa mai departe. Piticania dracului, care vii tu, nici nu te duce liftul. Mariane! Tu aici să faci... Mariane! Atât ați reținut de la mine? Mariane! Da. Păcat. Mare păcat, pentru că nu râdeți de mine, ci de voi. Mai bine zis, plângeți-vă de milă. M-a întrebat aici reporterul vostru, unul mic și urât... Piticanie. Badea, parcă, da? Badea, nu? Piticanie! E un nume în istorie, da. Badea Cârțani era una, Badea Scârțani alta. De da. M-a întrebat ce aș face dacă aș fi ca în piesa domnului Chelu președinte pentru o zi. Zice, vă dau o zi să fiți președinte. Ce ați face? Nu ți-ar fi rușină obrazului, găină zăpăcită? Nu-i dai tu o zi lui Vadim Tudor când poporul român plânge după mine. Așa. Bună seara tuturor românilor. Chiar și celor din Transilvania care, dintr-un motiv pe care nu-l înțeleg, vorbesc și limba maghiară. Vreau să încep prin a vă dezvălui că am vorbit cu ministrul transporturilor și mi-a promis că va introduce curse gratuite și obligatorii pentru toți cetățenurile care nu fac acordurile corecți. Către ce cursele gratuite? Toți ungurii vor fi obligați să nască copii români. Seamănă cu un pătrat. Seamănă cu Sandu Ciorbă, despre ce vorbim? Nu, seamănă cu ăla din The Last of Us, zi. Cu... A, bravo, și nu? Da. Actorul de Mandalorian. Doamne, ce bocitanie, doamne. Domnul Mihai Petre. M-a luat urma pe Sandu Ciorbă, știi, nu? Nu mă bate vântule.
Maicăle, bă, nu se poate, bă, halul ăsta. Următoarea, vă rog. Haide, bă! Antoneasca! Da. E demachiată. Măi, ce răutăți. Următoarea, vă rog. Cine e? Nu știu cine este. Aici vă las pe voi să ghiciți. Aici nu mă uită. Măi, n-am nici cea mai mică idee. Este Patrick Oteț? Cineva din public poate să ghicească? Seamănă cu un om care are probleme cu alcoolul grav, adică nu... Rocco Siffredi de fost... Da, Rocco cine Siffredi? A zis Rocco Siffredi? El, că e obsedat. Wow! Nu știu. Ți-ai dat seama, îi se vede... Scrie ăla în spate, cu roșu, nu știu, mă gândesc că era la o conferință. Eu zic că e mai mult Cote. La un moment dat, nici măcar eu nu l-am mai recunoscut. Nu mi-am recunoscut propria operă. Ciudată, așa, tehnica foarte ciudată. Era ceva bubistic. Da. Tot lumea părea ca are bube. What the f... What? Tot... Wow, ce e aici? Tot Rocco Siffredi, dar dacă nu face sex. E, nu, e din Avatar. Nu, e o doamnă și, în realitate, e o doamnă super cunoscută. Care a jucat în filme foarte mari. Dar de ce e albastră? Gata, mă, știu. Cine? Așa. Doamna Teatrului Românesc. Cine? Maia? E? De ce? E, așa da, așa Maia. Da, ați ghicit, bravo, foarte bine. Rol secundar în Avatar. Dar de ce e albastră? Da, de ce e albastră? Așa m-am inspirat eu pe moment, am vrut să-i adaug mai multă culoare, că doamna fiind puțin mai palidă de obicei, am zis Focalin? Să-i adaug culoare. Pare sufocată, da. Pe dânsul cred că îl știți, n-are rost. Ion Creangă, Ion Creangă. Ca uragan. Nu, greșit. Domnul Micuțu, dar e bătut, Micuțu bătut. Dar parcă zâmbește în timp ce e trist. Toată lumea era tristă în caricatura. Toată lumea avea fața căzută, da, folosea o cernobilistică ceva dubioasă. Părea că-s topiți toți. Mamă, zici că e pește, zici că e un pește dintr-o la... Cum se numește pește? Nu, The Penguin, The Penguin din Batman. El așa se uită de fel. El așa se uită mai intens. E rău, este film de groază ce ai făcut. E The Penguin din Batman ăla vechi. Jesus. Eu am zis că-s eu. Că Florin Călinescu. Da. A, da, aici chiar că... Mă, da, ai făcut-o... Mă, Doamne, mă, cât... Suntem la Ai Umor. Nouă ne plac ai noștri, așa că tot pe ei îi aducem înapoi din când în când ca să ne mai veselim un pic. Edi Vacariu! Salut, Cătălin! Bună ziua, Edi, Eduard! Pe voi vă salut așa la pachet. Da, ce faceți? Cum sunteți? Bine, mulțumim. Da, merge treaba. Mai bine așa. Bine, acolo nici nu mă mai duc. Mă bucur pentru voi. Am venit și eu astăzi să vă spun câte una alta așa și aș vrea să încep cu niște chestii despre mine. Cum ar fi faptul că eu mi-am dat seama recent că sunt foarte sărac. Și mi-am dat seama de chestia asta pentru că am niște prieteni foarte buni care au bănuți și pentru care expresia a bloca niște bani înseamnă când se duc să-și iau un teren de 200.000 de euro, să nu le-a cash, să le-a în rate. Dar pe la mine a blocat niște bani înseamnă când mă duc la cumpărături, nu-mi iau un bax de apă, mă iau numai două sticle, că pana mea nu blocăm acolo niște bani. Și mi-am mai dat seama că sunt sărac pentru că mai am un grup de prieteni care nu au bani ca ceilalți. Bă, și între noi acolo în gașca noastră, uneori, atunci când ne întâlnim, există expresia oho, ți-ai cumpărat tricou. Ca să vedeți cam care e nivelul. Mi-am mai dat seama despre mine faptul că eu nu o să pot niciodată să-mi fac tatuaje și pentru chestia asta chiar țin să spun că te invidiez, Cătălin, pentru că mulțumesc, îți place sportul, te-ai dezvoltat, ai loc. Băi, eu nu o să pot niciodată să-mi fac tatuaje pentru că nu mă ajută corpul.
Am văzut recent o poză pe net cu un leu mare, mișto, ieșeau niște chestii din cap. Bă, nimic să mă reprezinte. Da, mi-a plăcut mie, zic, mă duc și-l fac. L-am scos la imprimantă, m-am dus la un salon de tatuaje, l-a proiectat să vadă cum se vede. Bă, pleca de aici, Adita, mai leu, mișto, cu chestii. Ajungea pe mânuța mea o panoramă de câine micurit. Avea bunicul un câine făcut din trei câini, era mai frumos. A zis că n-are loc nici de coamă, dacă vreau să o prind într-o codiță. Zic, mă, f***n el de leu cu codiță, nu mai vreau niciun tatuaj. Și o altă chestie pe care vreau să vă spun despre mine este faptul că eu nu știu engleză. Bă, nu s-a lipit de mine până acum. Știu că voi stați foarte bine la capitolul ăsta. Sper să nu mă judecați pentru chestia asta. Bă, eu nu știu. Și faptul că nu știu m-a făcut să trăiesc cea mai mare umilință din viața mea. Acum 3 ani înainte de pandemie, lucram la recepție la hotel în București. Și într-o dimineață pe la 7 coboară un străin, îi fac ce caut, chem un Uber până la aeroport și îmi lasă tips pe recepție o monedă, nu mai știu, un euro, doi, o monedă. Și am vrut să-i zic, thank you, thanks, dar de la oboseală, de la nu știu ce drag, m-am uitat în ochii lui și am zis, thank you so much. Timpul în care mă și chinam într-o disperare, continuă să ridic bănuțul, mă, am simțit cum a ieșit milogul din mine. Mă. Eu cred că într-o viață anterioară am fost cerșetor. Bă, nu se poate, cu atâta jale în glas, aveam și ochii roșii când dormisem toată noaptea, zic că plângeam timp în care ziceam, thank you so much. Bă, dați seama că s-a dus la el în țară și a zis, bă, ce sărăcie în România aia, bă. I-am dat unuia tips la recepție un euro și mi-a zis plângând, thank you so much. Îți dai seama că dacă dădeam 10 euro, l-am sucea și mănâncat, vă dați seama. Fără 20 de euro nu mă atingeam de el. Dar în fine... Am făcut niște analize pentru că mă deranja ceva la stomac și a zis, Mike, du-te și fă o endoscopie. Și am zis, ok, dar ce e aia? Și mi-a zis, păi îți bag un tub mare pe gât să vadă ce ai înăuntru. Și a zis, na, nenorocitule, că se pare că undeva acolo departe există o ocrotitoare a fetelor care, pe lângă suflet, pun și gura și azi a ajuns și la tine. Să vezi și tu cum se simte. Deja mă vedeam la spital cu un scanel mic, așa, gura căscată, doctorul care băgă tu-l ăla pe gât și mă trăgea de cap și ziceam, stai numai că mi-intră păr. Hai, lasă. Hai, lasă. Mă tău zile. Stăteam de vorbă cu tipul din fața mea și fix înainte să intri, zic, tu cu ce problemă? Și zic, am venit să fac o colonoscopie. Da, zic, sună cam la fel cu ce trebuie să fac eu, zic, ce înseamnă mai exact. Și zic, păi trebuie să-mi bagi un tub mare pe să vadă ce am înăuntru. Și zic, nu pot să intru eu primul, te rog? N-a vrut că se grăbea și am plecat și eu. Mai ales pe atunci când trebuia să purtăm măștile alea, asta mai trebuia să mă reasigura. Chiar nu era cazul. Da. Dar mi s-au întâmplat și chestii bune în ultimul timp, cum ar fi faptul că mi-am făcut relație. Și sunt foarte fericit de chestia asta pentru că, bă, nu prea am fost eu cu relațiile în viața asta. Nu mi-a plăcut să stau legat de cineva, să mă bată la cap, să... Bă, dar de vreo jumătate de an am cunoscut o tipă care, efectiv, gen, n-am crezut că există cineva cu care să mă înțeleg atât de bine, să pot vorbi orice. De vreo 3 luni m-am și mutat la ea pentru că stătea singură. Bă, și acum o să las gluma, mă duc așa mai pe sentiment. Bă, de când m-am mutat la ea în Pantelimon, mi-am dat seama că în viață, ca să fii fericit, bă, ai nevoie doar de 2 cuvinte, mă. Apă caldă. Las-o, dracu, am ajuns în 2022 într-o capitală europeană să plâng sub duș ca un câine numai ca să mă încălzesc. Bă, vă știți cum e dușul ăla cu apă rece? Urât și cartierul ăla vechi, urât, cu câte un magazin mix la fiecare 5 blocuri, cu bărbați între 2 și 96 de ani care stă de dimineață până seara în fața blocului și nu fac nimic. Ca să înțelegeți, acolo copiii se nasc drept cu barbă, mă. Foarte, foarte urât cartierul. M-am tot gândit, ce să vorbești atât, câte subiecte să mai ai? La un moment dat treceam pe lângă doi și l-aud pe unul că îi zicea celuilalt, noroc că m-a învățat tata table, că altfel... Celălalt i-a zis, mie zici că dacă nu învățam Remi, nu știu ce mă făceam. Dar ce te făcea? Că n-am auzit nicio știre după aia cu David Popovici, campion la not, cu Mitică din Pantelimon, campion la Remi. Acum cu atât mai mult am noroc de relația asta, pentru că, bă, până să o încep, vă zic sincer, că am avut o perioadă în care începusem să nu mai suport fetele, mă. Și nu în sensul că încep să-mi suport băieții, în sensul că nu mai suportam o parte dintre fete. Nu mai suportam fetele alea cu care abia începeam să vorbesc. Și după primele 2-3 întrebări, gen ce faci, de unde ești, bă, imediat venea și întrebarea, ce zodie ești?
Bă, și nu mai suportam pentru că mi s-a întâmplat de prea multe ori în ultimul timp să primesc întrebarea asta, să zic că sunt leu și imediat să vine mesajul, pf, nu pot să cred. Și utilizator indisponibil. Bă, dar de ce contează atât de mult? Și ultima tipă cu care am vorbit era atât de bună, nu mai avem să cred că se punea problema asta cu mine și aveam șanse reale să o combin. Și bineînțeles că a venit și întrebarea mult neașteptată, doar că acum știu eu cum să o joc. Și când m-a întrebat ce zodie ești, eu am zis, ha, tocmai asta scriam și eu, spune tu prima. Și a zis, eu sunt pește. Tu, pac, m-am dus rapid pe Google, compatibilitate pește, înapoi în conversație, eu sunt berbec. Și a zis, oh, nu pot să cred. Și eram, păi, ești nebun, sunt acolo. Și m-a întrebat, și în ce zi ești născut? Și a zis, 21 august. Da.